La reuniunea anuală a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare din 16-18 mai 2023 a fost discutată aprobarea de principiu a unei extinderi limitate și progresive a operațiunilor băncii în zona Africii subsahariene și în Irak, precum și care va fi domeniul și amploarea sprijinului acordat de BRD în cadrul programului de reziliență și reconstrucție pentru Ucraina. În consecință, este necesară modificarea acordului de înființare a BRD. România, în calitatea sa de membru al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, trebuie să-și exprime consimțământul pentru aprobarea Parlamentului. La dezbaterea din plenul Senatului a proiectului de lege pentru acceptarea amendamentelor la acordul de înființare a BRD, opiniile parlamentarilor au fost diferite. Cred că ar trebui să vă uitați ce scrie aici, subliniind că cea mai urgentă prioritate a băncii rămâne sprijinirea Ucrainei și altor țări de operațiuni afectate războiul din Ucraina, după care mergem și vorbim de reconstrucția și progresul economic în zona Africa subsaharienei, prin Mongolia, prin Irak și așa mai departe. Deci să înțeleg că la nivel mondial se creează conflicte pentru ca să avem astfel de tratate în care anumite bănci și anumiți guvernatori să aibă anumite implicații și să avem finanțări acolo unde de fapt se bat vreo trei mari puteri, nu? Ușor, ușor vă apropiați de China, ușor, ușor încercați să pătrundeți în Africa și din Africa și din Asia să începeți din nou un câmp de luptă, astfel încât nimeni să nu mai poată să obțină pacea. Fac o precizare foarte, foarte simplă, foarte clară. În afara războaielor care sunt în curs de desfășurare dramatice, cu toate consecințele umanitare, se întâmplă multe alte lucruri pe planeta Pământ, așa încât BRD, care are o funcționare ca o instituție internațională, are o serie de proiecte pe care le promovează în diferite colțuri ale lumii. Iar aceste proiecte nu pot fi promovate decât prin anumite amendamente pe care Consiliul Guvernatorilor le promovează și statele părți la acord trebuie să și aprobe aceste amendamente, așa că nu e nicio mare filozofie, nu are legătură cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei sau cu alte astfel de chestiuni. E o operațiune internațională normală cu o injecție de capital în zone precum Africa subsahariană, care are nevoie, apropo, de un sprijin în contextul ăsta foarte complicat de foamete și multe alte chestiuni. Ideea ar fi că dacă toți suntem membri BRD și vom avea informații despre finanțările europene care vor fi oferite în cele două zone, poate ar fi momentul să încetăm să ne toți miorcăim că străinii ne persecută și să devenim și noi jucători pe plan internațional. De exemplu, Guvernul României și Ministerul de Externe ar putea să informeze și să sprijine companiile românești să devină active în aceste regiuni, să profite de oportunitățile care vor apărea, inclusiv prin reactivarea acestor vechi legături. De pildă, există o întreagă plângere națională despre moartea mineritului din România. Dar iată, în Africa subsahariană există importante zăcăminte de minerale strategice. Sau reprezentanții Irakului chiar ne roagă să venim din nou să participăm la reconstrucția acestei țări. Iată ocazii să mai ridicăm și noi capul din curtea noastră și să privim peste gard. Doar că ele nu se pot întâmpla de la sine. Comisia pentru Buget, Finanțe, Activitate Bancară și Piață de Capital și Comisia pentru Politică Externă din Senat au prezentat plenului un raport comun de admitere a proiectului de lege. Dincolo însă de discuțiile pe marginea actului normativ, profitând de prezența la ședința unor grupuri de studenți, parlamentarii nu au ratat ocazia unor declarații care arată mai degrabă a campaniei electorală. Prima vorbitoare, doamna senator, care a vorbit prima, și mă adresez studenților care sunt acolo și tinerilor, ca de obicei, a venit aici cu misiune de la Moscova, cu știri false și inepții. Din păcate, conform procedurii, trebuie să o opriți, domnule președinte, pe această doamnă să continue să împroaște în Senatul României, să ne umple urechile nouă și acelor tineri cu minciuni. Oameni buni, femeia minte, să știți. Tinerii de acolo sunt oripilați de voi, cei care le-ați ucis viitorul. Și tinerii aceia mă iubesc pe mine, nu pe voi, că de-aia ați înnebunit cu toții. Pentru că de când au venit, au făcut altceva decât să-și facă poze cu mine, să facă cu mâna. Voi îi aduceți pe banii voștri și eu îmi fac campanie electorală gratuită. Iar domnule de la USR,
Eu chiar am transmis scrisoare Moscovei să fie pace, precum am transmis și Statelor Unite ale Americii. Săptămâna trecută am fost în Bundestag, în dictatura germană, în care am menționat tratative de pace. Dumneavoastră sunteți plătiți din bani publici degeaba. Nu întotdeauna cine țipă are și soluții. Nimic conspiraționist nu este în acest proiect de lege, nimic în afara textului legal, nimic în afara angajamentelor pe care România și le-a asumat. Suntem țară membră a Uniunii Europene, suntem țară membră NATO și asta ne conferă drepturi și obligații. Și mulțumesc foarte mult, iar cei care sunteți astăzi la balcon, trimiteți în Parlament oameni care au soluții la problemele voastre și nu oameni care atacă persoane pentru că nu au nicio soluție atunci când vorbim despre viitorul dumneavoastră al tinerilor. Proiectul de lege fusese deja adoptat de plenul Camerei Deputaților. La finalul dezbaterilor, proiectul normativ a fost aprobat și de Senat în calitate de for decizional cu 74 de voturi pentru, 2 împotrivă și 11 abțineri.